Limita vizibilității umane este un lucru interesant. Dacă ești suficient de norocos și ai o vedere 6x6, înseamnă că poți citi clar textele mici de la o distanță de 6 cm. Cea mai bună vizibilitate umană înregistrată vreodată este de 6x3. Asta înseamnă că acești oameni extrem de norocoși pot vedea lucrurile de la 6 metri, la fel cum o persoană normală vede lucrurile de la 3 metri distanță. Fiecare persoană vede lumea într-un mod unic la propriu, nu numai în termen de claritate, dar și distanța de la care percep lucrurile clar. De exemplu, dacă ai fi chiar acum în mijlocul oceanului, într-un orizont limpede cu nimic care să-ți obstrucționeze vederea, vei fi capabil să vezi în toate direcțiile până la 5 km, dar asta poate varia în funcție de înălțimea personală. Limitele personale de vizibilitate asupra lumii sunt determinate de doi factori, curbura suprafeței pământului și înălțimea personală. Asta pentru că cu cât ochii tăi sunt la o înălțime mai mare, cu atât ești capabil să vezi mai multă suprafață terestră. Înălțimea media unui bărbat adult este de 1,76 metri, care permite o vizibilitate de 4,8 km în toate direcțiile de la nivelul mării. Înălțimea media unei femei adulte este de 1,6 metri, ceea ce scade puțin distanța de vizibilitate a obiectelor la 4,5 km. Nu este o diferență de distanță foarte mare, dar înălțimile mai mari pot cauza o altă percepție a orizontului. La o înălțime de 2,16 metri, Shaquille O'Neal are o vizibilitate de 5,3 km, iar Vern Troyer, la o înălțime de 81 de centimetri, are o vizibilitate limitată la doar 3,2 km. Robert Wadlow, cea mai înaltă persoană care a existat vreodată, a avut 2,46 metri și un câmp vizual uriaș de 6 km probabil cea mai îndepărtată distanță pe care a văzut-o cineva de la suprafața terestră. Dacă toate aceste persoane s-ar afla într-o barcă plată în mijlocul oceanului, Robert ar fi capabil să vadă o altă barcă venind dinspre orizont la o distanță de 2,75 km față de Vern. Vizibilitatea umană ne permite să vedem lucruri la o distanță mai mare de câțiva kilometri și pentru asta trebuie doar să ne ridicăm la o înălțime mai mare. Unul dintre cele mai înalte puncte de observare este în interiorul clădirii Burj Khalifa în Dubai la 555 de metri înălțime. De la această înălțime poți vedea lucrurile la o distanță de până la 84 de kilometri în funcție de înălțimea fiecăruia. Este o înălțime atât de mare încât vei putea observa de la coasta Iranului până la coasta Golfului Persic, în condiții optime de vizibilitate. Asta provoacă alte situații ciudate, cum ar fi faptul că poți vedea apusul soarelui la câteva minute după ce el deja este apus la orizont, iar acest lucru este posibil datorită curburii pământului și a percepției vizuale de la acea înălțime care ne permite să vedem peste curbura suprafeței planetei. Asta a condus la modificarea unor legi islamice impuse de cler, care spun că cei care trăiesc deasupra etajului 80 al clădirii ar trebui să aștepte două minute în plus pentru terminarea Ramadanului, iar cei ce locuiesc deasupra etajului 150 al clădirii ar trebui să aștepte cu 3 minute mai mult pentru a respecta percepția apusului din acel unghi. Dacă te afli lângă clădirea Burj Khalifa, poți vedea apusul soarelui de două ori în aceea zi. Prima dată de la suprafața pământului, iar după aceea poți folosi liftul din interiorul clădirii, care este suficient de rapid pentru a-ți permite să fii martorul celui de-al doilea apus din aceea zi pe care îl vei vedea de la un etaj foarte înalt. Similar clădirilor înalte, dacă privim orizontul de la o altitudine ridicată a munților, îl putem vedea de la o distanță mult mai mare decât de la suprafața terei. În teorie, dacă escaladăm vârful muntelui Everest, ar trebui să avem cel mai lung câmp vizual din lume, de până la 340 de kilometri în toate direcțiile. Dacă Muntele Everest s-ar fi aflat în mijlocul Germaniei, câmpul vizual din vârful său ne-ar fi permis să privim întreaga țară deodată. Din păcate, Muntele Everest are și alți munți în jurul său care obstrucționează priveliștea de pe crestele sale cel mai lung câmp vizual pe care oricine îl poate vedea și anume de aproximativ 538 de kilometri este din vârful muntelui Dankova din Republica Kârzăcstan până la muntele Hindutah din China. Această priveliște este posibilă doar în condiții meteorologice optime. În niciun alt loc de pe planetă nu este posibilă o priveliște asemănătoare cu ochiul liber de peste 500 de kilometri departare. Este ca și cum te-ai afla în Londra și ai putea privi Coln din Germania, iar dacă ești în America și te afli în New York, ai putea privi Toronto sau de pe coasta de vest din Los Angeles ai putea vedea Sacramento. Până acum am vorbit cum poți vedea lucrurile la o distanță cât mai mare pe suprafața pământului, dar dacă ridicăm capul am putea vedea lucruri mult mai îndepărtate în spațiu. Majoritatea stelelor vizibile pe cerul nopții sunt localizate la câteva sute de ani lumină de Terra. Anul lumină este distanța pe care lumina o străbate de-a lungul unui an. Cel mai îndepărtat punct din spațiu pe care omul îl poate percepe cu ochiul liber de pe pământ este V763 CAS din constelația Casiopeia ce se află la o distanță distanță de tera de aproximativ 16.300 de ani lumină. Mult mai departe de aceasta se află galaxia Andromeda. Aceasta reprezintă cea mai îndepărtată limită pe care ochiul uman o poate vedea în cosmos. Galaxia Andromeda este greu de văzut fără să te folosești de un telescop datorită distanței aproximative de 2,5 milioane de ani lumină. În istoria omenirii, acesta a fost cel mai îndepărtat punct cosmic pe care îl puteau percepe oamenii cu ochiul liber până la progresul telescopelor. Acum putem observa corpuri cosmice în spațiu pe care strămoșii noștri nu ar fi avut nicio șansă să le vadă. Telescoapele moderne ne lasă să descoperim lucruri noi în spațiu la o distanță colosală, precum galaxia Geneze 11 ce se află la o distanță de 32 de miliarde de ani lumină. Plecând de la teoria că universul are doar 13,8 miliarde de ani lumină, iar galaxia GNZ-11 se află la o distanță de 32 de miliarde, poate crea confuzie, dar această galaxie probabil că nici nu mai există în prezent. Ea se află la o distanță atât de mare de noi încât percepem imaginea ei de acum 13,4 miliarde de ani, pentru că acesta este timpul cu care viteza luminii ajunge la noi. Și cel mai probabil că această galaxie nu este la marginea universului. Pentru omenire este imposibil imposibil să vedem ceva dincolo de această galaxie, pentru că viteza expansiunii Universului este mai mare decât viteza luminii, ceea ce înseamnă că obiectele aflate la o distanță mai mare de GNZ-11 nu pot fi observate de pe Terra, pentru că lumina de la ele nu va ajunge niciodată pe planeta noastră la timp. Această situație se va înrăutăți odată cu trecerea timpului datorită expansiunii universului. În viitor, între 4 și 6 miliarde de ani, singurele obiecte care vor mai putea fi observate de pe Terra vor fi galaxiile din mica noastră apropiere. Universul cunoscut în prezent, format din milioane de galaxii, ar fi total invizibil și de nerecunoscut generațiilor viitoare, ceea ce ar putea induce în eroare și s-ar putea crede că universul este mult mai mic decât suprafața sa reală. Aceeași eroare am putea să o facem și noi în prezent. Poate că, în urmă cu miliarde de ani, era posibil să fi fost mult mai multe galaxii vizibile pe cer decât în prezent. Nu se poate spune exact ce se află în spatele limitelor pe care le putem vedea în univers și probabil că nu vom afla niciodată. Este o problemă serioasă și fără rezolvare care va afecta permanent viziunea colectivă a umanității. Pe pământ, problemele personale de vizibilitate se pot rezolva foarte ușor. De exemplu, dacă câmpul vizual este de 6 pe 24, asta înseamnă că poți vedea lucrurile la o distanță de 6 metri, ca și cum s-ar afla la 24 de metri, comparativ cu vederea normală a oamenilor. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!